muncești și călătorești cu Europa FM. 8:36 de minute, ghicești și călătorești cu Europa FM. Vineri am dat premiul de 1000 de euro în deșteptarea, așa că astăzi o luăm de la capăt, ascundem din nou tichetul de vacanță pentru premiul de 1000 de euro, care de această dată va avea parte și de un bonus. Ni se alătură Altex Travel cu un premiu foarte interesant, un sejur de 5 nopți, cazare în cameră dublă, all inclusiv pentru 2 adulți la Hotel Turcoaz din Venus, așadar un hotel de 4 stele la Marea Neagră. Da, cum ar zice Zaf, un bonus de la Altex. Bonus am zis? Da, ai zis bonus. Păi da, mă gândeam la Altex. Dacă era Altex scris cu căsât, era bonus. Să știți că Altex Travel are și alte destinații de vacanță, inclusiv exotice și circuite. Altex face treaba? Da, intrați pe altextravel.ro, asta e adresa altextravel.ro, sau mergeți în orice magazin Altex și alegeți vacanța mult visată. E bine să rezervați acum și să profitați de ofertele cu locuri limitate, având în vedere mai ales creșterile de prețuri. Cred că e un moment potrivit pentru a vă rezerva vacanța. Uite, pe noi ne-a ajutat cu hotelul ăsta de 4 stele, așadar, pe lângă 1000 de euro aveți și 5 nopți de cazare la mare. Pe ascultătorii a ajutat. Adică și pe noi. Și pe noi. Cum adică pe bine, ascultători? Hai, cu tichetul eu l-am ascuns de data asta, deci nu o să se ghicească niciodată. Pe, nu o să se ghicească niciodată. Eu zic, facem ultima oară, când ultima oară când l-ai ales tu, l-au ghicit imediat. Da, dar nu, acum nu mai e același lucru, m-am gândit foarte bine și l-am ascuns și pariez și obțin o săptămână. De ce te... O săptămână? Cel puțin. Am zis, minim am zis. Emil, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ai venit în direct la Europa FM. De unde ne suni? Eu vă sun din Câmpina. Bună! Foarte bine, au plecat bravo. Bucureștenii toți, că e lui. Mai sunt o parte, că sunt vacanțe și concedii și... Era dimineața pe DN1 o aglomerație la ora la care am venit. Ori toți bucureștenii au case de vacanță spre Valea Prahovei, da. Ori am crezut că s-a făcut benzina gratis. Ce cred că s-a ieftinit benzina. Emile, ești pregătit să începem? Da, sunt gata. Știi regulile, ne-i la întrebări și noi îți răspundem. Sper eu cu da. Hai, mult succes! Locul se află în Europa? Da. De ce te grăbești cu răspunsul? Hai, domnule, că a început bine. Băi, eu ți-am zis să părăsim Europa, n-ai vrut. Băi, dar ce prostie e și asta, pe bune? De ce întreb neapărat cu Europa? Sunt 5 continente, alege... Uite, la Europa FM, ce să... Da, domnule, e în Europa, ce să zic? Are deschidere la mare? Mai te scârț. Are și deschidere la mare, da. Nu se poate. Hai să... Țara este Bulgaria. Te-am prins. Nu. Țara, v-a zis, mă, că nu ghicesc? Țara nu. Păi stai, stai puțin, Bulgaria. Puțin. Mulțumim tare mult, Emil. Mirel, bună dimineața. Ce să caut etichetă în Bulgaria? Da. De unde ne sunt, Mirel? Neața, Mirel. Din Motru Gorj. Așa, ia. Dacă țara are deschidere la mare, eu mă gândeam totuși la o țară frumoasă de vizitat, Turcia. Este cumva în Turcia? Foarte frumoasă țara de vizitat. Turcia și are deschidere la... Una, două mări. La ceva mare. Două mări și strâmtori. Răspunsul este nu. Mă, cu câtă satisfacție ai zis nu ăsta. Păi am emoții. Dia, bună dimineața. Bună, Dia. Bună dimineața. De unde ești? Din Baia Mare. Din Baia Mare. Da. Ia, întreabă-ne, Dia, ia-ne la întrebări. Fii tu aia care ghicește unde e etichetul chiar de azi. Niciodată. Da, hai să zicem, eu sunt îndrăgostită de România și vă întreb, este în România? Și chiar cred că este în România. Deci întrebarea de este, este în România? Și chiar cred că este în România? Adevărul că nu e chiar așa rău, că sunt multe locuri frumoase în România. Deci chiar dacă spui că tichetul e în România, dar răspunsul este da. Dia, deci mi-aș dori din suflet, dacă ai putea să te duci direct la el astăzi, aș râde cu lacrimi. N-are cum, n-are cum, nu. Păi da, sunt multe în România. Da. Ia să vedem. Este în Constanța? Dar de ce te-ai gândit la Constanța? Așa. Așa? Și așa. Că da, mi-aș dori eu să ajung pe acolo, de asta. Și nu crea, nu prea cred că am să pot. Să știi că Venus e spre Mangalia, dar e aproape de Constanța. Nu este în Constanța.
slavă cerului. Îmi pare rău, Ida, ai fost foarte simpatică. Dia, pardon. Nu, dar l-ai ascuns bombă. Mamă, rupere. Păi stai, mă, că acum începe. Deci România. Mâine se află. Nu știi câte locuri. Hai, pui mine. Nu se află. Păi, da, eu zic că durează o săptămână. De, da, două chiar. De ce? L-ai pus sub o șină de tramvai sau ce? Așadar, avem 1000 de euro. Ne-au rămas bani de astăzi. Încă ne-au rămas bani. La premiul nostru adăugăm și 5 nopți de cazare, all inclusive, în cameră dublă, într-un hotel de 4 stele din Venus. Continuăm și mâine. Trezește-te în cel mai bun mod. Best morning ever! Asculți deșteptarea. First thing I turn on in the morning to wake me up. La Europa FM.